În jurul localităților, pe marginea drumurilor, dar și în râuri, este plin de deșeuri care afectează totul în jur. Așa se face că, fără pic de jenă, un tânăr este surprins de un participant la traficul rutier în timp ce basculează o cantitate mare de gunoi într-o zonă periferică a orașului, chiar pe marginea drumului. Tupeul omului a fost fără margini pentru că, după spusele bărbatului care îl filma, acesta a început să îi aducă numeroase injurii când și-a dat seama că este filmat. Autoritățile se chinuie să găsească soluții pentru a pune la punct oamenii care recurg la asemenea gesturi. Mai multe echipaje ale poliției locale patrulează zilnic în zonele cu cele mai multe astfel de probleme. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu a intensificat acțiunile de patrulare în toate zonele din oraș conform planului de ordine și siguranță publică al municipiului. În urma sesizărilor primite s-a pus accent pe strada Termocentralei, Aleea Mehedinți și strada Luncilor. Echipajele Serviciului Ordine Publică monitorizează cu atenție aceste locații pentru identificarea persoanelor care aruncă deșeuri menajere, electrice și așa mai departe în locuri neamenajate. Prin cartiere, locurile par semnalate cu hârtii, pungi de plastic, dar și materiale de construcție. Polițiștii au aplicat deja amenzi pentru aceste fapte. Conform rapoartelor de activitate întocmite de polițiștii locali de la începutul lunii martie și până în prezent, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale. În temeiul dispozițiilor hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, numărul 19/2002 și hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, numărul 169/2006. Aceste locații și nu numai vor rămâne în continuare în atenția echipajelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu. Oamenii fac apel către toți cetățenii orașului Târgu Jiu să nu mai depoziteze necontrolat deșeurile menajere.